Vor putea fi vizionate lucrări ale artiștilor plastici Emilian Adrian Gavrilean, Adrian Grosari, Alexandra Munteanu, Alexandru Zota, Camelia Rusu Sadovei, Cătălin Luca, Cătălin Alexandru Chifan, Constantin Ungureanu Box, Dorin Vasile Procș, Florin Batâr Rusu, Florența Paveliuc, Ioana Ducra, Iulia Niță, Isabela Tabarcea, Loredana Mihaela Ceică, Loredana Horodincă, Maria Știrbu, Marina Pișta, Mihaela Aneculă Esei, Mihai Ignea, Oana Miron, Petronela Rusu, Roxana Bliorțu, Sorin Obaciu. Curator este inspectorul școlar de arte Loredana Mihaela Ceică. Expoziția va fi prezentată de către Delia Ioana Leizeriuc, critic de artă și consilier la Direcția Județeană pentru Cultură Suceava. În cadrul evenimentului va avea loc și un mini-recital susținut de către ansamblul Bloc Flote, Bogdan Vodărădăuți, profesor îndrumător Alexandru Domnari. Va interpreta la vioară Aines Vasilache, profesor îndrumător Florin Hergelegiu. Evenimentul este organizat de Inspectoratul Școlar Județean Suceava, Departamentul Arte.